Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la un nou documentar. Povești despre capabilitățile avansate ale zeităților hinduse din vechime se găsesc în toată India. Dar chiar la sud de subcontinentul indian se află magnifica țară insulară Sri Lanka. Acesta este un loc cunoscut pentru peisajele sale uluitoare, cultura diversă și diferitele situri incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Unul dintre cele mai impresionante locuri din Sri Lanka este Sigiriya, un sit numit adesea a opta minune a lumii. Sigiriya a fost de asemenea adăpostul unui oraș antic care stătea deasupra stâncii monolitice ce se înălța la 650 de picioare deasupra orașului Dambulla din districtul Matale din Sri Lanka. Situl atrage zilnic mii de turiști și este un sit al patrimoniului UNESCO din 1982. Mulți cred că uriașa stâncă monolitică pare nenaturală din cauza vârfului său perfect plat, care aproape că arată ca și cum ar fi fost tăiat într-un unghi precis. Potrivit arheologilor moderni, cea mai veche așezare de pe vârful Sigiriya a fost cetatea Leului, construită în secolul al V-lea după Hristos. Cea mai mare parte a sitului, palatele sale și rezervorul său enorm de apă din granit au fost construite sub comanda unui rege necinstit, cunoscut sub numele de Kashyapa. Totuși, localnicii cred că acest sit antic a fost construit cu mii de ani înainte de un zeu hindus antic pe nume Ravana, care făcea parte dintr-o rasă de ființe cunoscută sub numele de Asura. Se spune că aceste zeități au coborât din cer și au stăpânit peste porțiuni ale umanității. Recent s-a discutat în detaliu despre magnificul Rama Setu, un pod antic construit între India și Sri Lanka de zeul Rama, care a purtat război împotriva lui Ravana. Au fost oferite multe dovezi care susțin credința că Rama Setu a fost într-adevăr un pod artificial construit cu mii de ani în urmă de ființe necunoscute. În aceste epopee hinduse se spune că Ravana a condus Sri Lanka din palatul său din Sigiriya și că palatul a fost distrus după războiul cu Rama. Este posibil ca ceea ce vedem astăzi în Sigiriya să fie rămășițele ruinelor palatului Ravana? Dacă poveștile despre Rama Setu s-au dovedit a fi relatări istorice reale, este posibil ca și poveștile despre Sigiriya să fie reale? Și ar fi putut Sigiriya să fi fost folosită de civilizațiile antice și poate chiar de zeitățile hinduse, cu mii de ani înainte ca regele Kasapa să-și construiască fortăreața acolo? Zona din jurul Sigiriya prezintă semne de locuire umană, care se întind încă din perioada mezolitică, cu aproximativ 5.000 de ani în urmă. Există de asemenea dovezi că diferitele adăposturi și peșteri din zonă au fost folosite de călugării budiști în ultimele câteva secole înainte de epoca comună. În ciuda acestui fapt, arheologii convenționali ne-ar face să credem că prima utilizare a situlului a fost în timpul domniei regelui Kashyapa la sfârșitul secolului al V-lea. Kashyapa a fost regele Sri Lanka între 473 și 495 după Hristos și a urcat la putere doar după ce a organizat asasinarea tatălui său, înainte de a uzurpa tronul de sub fratele său, care era moștenitorul de drept. Temându-se pentru viața lui, legendele spun că regele Kashyapa s-a mutat în zona din jurul Sigiriei. Acolo a construit o cetate pe vârful stâncii megalitice, crezând că va fi de nepătruns pentru armata fratelui său. Totuși, armata lui Kashyapa a fost în cele din urmă învinsă. Și în loc să fie capturat de armata invadatoare, Kashyapa s-ar sinucide.
După moartea sa, fratele său Moggallana a dat locul Sigiriei călugărilor budiști, unde a rămas mănăstire până în secolul al XIV-lea. Situl Sigiria a fost abandonat la un moment dat în timpul secolului al XV-lea și a rămas nelocuit. Occidentalii au descoperit pentru prima dată locul când Jonathan Forbes, un major în armata britanică, a dat peste acest loc în timpul unei plimbări călare. În urma descoperirii de către Forbes a ruinelor antice din Sigiria, diferite echipe arheologice vestice au efectuat mici săpături în zonă în anii următori și au fost uluiți de ceea ce au găsit. La Sigiria au existat diverse semne revelatoare ale capacităților inginerești avansate. Orașul antic a avut unul dintre cele mai bine conservate exemple de planificare urbană, iar aspectul sitului arată tehnici și tehnologie care au fost mult mai avansate decât ceea ce se credea posibil în această perioadă de timp. Orașul are aspecte simetrice și asimetrice, pe care constructorii le-au pus în aplicare în mod intenționat pentru a semăna cu împrejurimile naturale ale sitului. Existau diverse structuri pe sit, dar arheologii nu le cunoșteau scopul, așa că această credință generală era că erau cetăți, palate, case și grădini fastuoase. O porțiune a sitului seamănă cu o piramidă în trepte, cu caracteristici similare cu cele văzute în întreaga Mesoamerica. Pe partea de vest a orașului se află un alt parc și aici găsim semne suplimentare ale ingineriei antice avansate. Parcul conține diverse structuri de reținere a apei, inclusiv un sistem hidraulic sofisticat care a furnizat apă grădinilor. Acest design unic a fost compus din canale, lacuri, baraje și chiar pompe de apă, arătând că o planificare aprofundată a intrat în construcția acestui sit. Unele dintre aceste sisteme hidraulice încă furnizează apă zonei și până în prezent. Multe structuri găsite pe vârful stâncii monolitice au fost făcute din cărămizi de lut. Acest lucru îi derutează pe arheologi, în timp ce se străduiesc să explice modul în care constructorii antici au transportat aproximativ 3 milioane de cărămizi în vârful stâncii, deoarece nu existau semne de nicio scară de la pământ până la vârf. Scările metalice prezente astăzi pe amplasament au fost construite abia în secolul trecut, astfel încât turiștii să poată vizita situl. Fără o scară adecvată până în vârf, pare o sarcină aproape imposibilă. În timp ce cărămizile pot părea o caracteristică impresionantă a sitului, ceea ce este și mai interesant sunt blocurile uriașe de marmură albă care alcătuiesc multe dintre căile și treptele palatului. Marmura albă folosită în construcții nu este originară din zonă, iar arheologii încă nu sunt siguri de unde a provenit marmura. Fiecare dintre blocurile de marmură este extrem de greu. Deci cum au făcut acești constructori antici să ducă tone de blocuri grele de marmură în vârful stâncii monolitice fără nicio scară? Acest lucru i-a determinat pe mulți oameni să pună la îndoială viziunea arheologică a modului în care a fost construit acest oraș antic. Diferiți arheologi au observat urme ciudate, care arată ca niște canale înguste de-a lungul părții laterale a stâncii. Arheologii confirmă că aceste marcaje au fost sculptate în vremuri străvechi. Totuși nu există niciun răspuns cu privire la modul în care au fost sculptate pe marginea stâncii. Există de asemenea găuri circulare adânci forate în roca monolitică aproape de vârful ei. Din nou, arheologii se luptă să explice cum au fost forate aceste găuri cu instrumente primitive. În plus, lângă găurile forate, putem găsi aceste urme ciudate de caneluri.
scopul lor sau modul în care au fost făcute rămâne un mister complet. Chiar lângă semnele canelurilor putem găsi o altă gaură de foraj care pătrunde foarte adânc în stâncă. Toate aceste marcaje ciudate arată de parcă ar fi fost făcute cu un fel de mașini avansate care au forat roca sau chiar au topit-o. Totuși, cea mai impresionantă caracteristică a întregului sit nu sunt cărămizile, blocurile de marmură sau chiar găurile neobișnuite. În schimb, este un rezervor enorm de apă din granit găsit în mijlocul sitului. De la distanță s-ar părea că acest rezervor de apă a fost făcut din blocuri de granit, dar pe măsură ce te apropii de rezervor, realizezi că acesta este de fapt sculptat în roca de granit extrem de dură. Uriașul rezervor are 90 de picioare lungime, 68 de picioare lățime și aproape 7 picioare adâncime. Asta înseamnă că peste 3500 de tone de granit ar fi trebuit să fie îndepărtate manual pentru a crea această structură. Granitul este una dintre cele mai dure pietre de pe pământ. Așadar, dacă oamenii din această perioadă ar fi folosit dălți și ciocane primitive, ar fi durat ani să fie îndepărtate. Deci, muncitorii antici s-au străduit cu adevărat ani de zile pentru a scobi acest rezervor de granit sau ne uităm la dovezi ale unui fel de tehnologie avansată. Dacă vizitați situl și vă uitați la piscina de granit, ceea ce veți observa este că nu există semne de daltă sau urme de ciocan. În schimb, vedeți întinderi lungi de semne asemănătoare unei linguri care seamănă cu cele văzute pe siturile megalitice din Egipt și Peru. Diferiți cercetători au sugerat că vechii constructori au știut să manipuleze frecvența rocilor, făcându-le astfel moi și mult mai ușor de transformat și sculptat. O caracteristică impresionantă a rezervorului este că nu se usucă niciodată, nici măcar în timpul sezonului incredibil de cald din Sri Lanka. Apa rămâne întotdeauna în rezervor, ceea ce este o minune inginerească chiar și pentru noi cu tehnologia noastră modernă. Rezervorul pare să colecteze apă prin percolare, un proces în care lichidul trece încet printr-un filtru. Dar rezervorul are de asemenea un sistem de drenaj dedesubt, care asigură că nu se revarsă niciodată, chiar și în timpul sezonului umed musonic din Sri Lanka. Toate aceste minuni inginerești creează multe întrebări fără răspuns cu privire la construcția situlului Sigiriya. De la diverse urme neobișnuite de pe granit până la cantitatea mare de material necesară pentru construirea numeroaselor structuri, toate indică faptul că ne uităm la un sit mult mai vechi, posibil chiar unul folosit în vremurile prediluviene. Ar putea fi Sigiriya, rămășițele unei civilizații antice, acum pierdute, care a pierit în timpul unui potop sau unei catastrofe naturale? Sau ar fi putut acest loc să fi fost folosit ca loc de refugiu în timpul inundației? Localnicii din zona înconjurătoare chiar cred acest lucru și, în plus, au legende care sugerează că aceasta nu a fost doar opera unei civilizații avansate, ci a uneia care a coborât din ceruri. După cum am menționat, nu există semne de trepte antice care să conducă la vârful structurii. Mulți cercetători au sugerat că, deoarece nu existau scări, vechii constructori ai acestui sit ar fi putut poseda tehnologie antigravitațională și poate vehicule zburătoare. Aceasta este o idee care are o paralelă în diverse tradiții locale ale zonei. Potrivit legendelor, orașul Sigiriya a fost creat de un grup de zeități care au coborât din cer. Au venit pe pământ și au modelat Sigiriya după sălașul zeului lor Kuvera, care era zeul bogăției. Diverse alte legende locale asigură vizitatorii că orașul Sigiriya este palatul lui Ravana, un vechi zeu rege al Sri Lanka.
Legenda mai spune că imensul rezervor de granit era piscina Ravanei și că cele mai vechi porțiuni ale situlului au fost de asemenea construite de el. Potrivit textelor antice culese din regiunile Sri Lanka și India, Ravana nu s-a născut ca un om normal. În schimb, strămoșii săi au venit din cer. Se spune că Ravana ar fi aparținut unei rase cunoscute sub numele de Asura, care au fost descrise în textele indiene ca puternici semizei, supra-oameni, care au venit pe pământ cu mii de ani în urmă. Mulți cred că aceste povești nu sunt doar mitologie, ci relatări istorice antice ale vizitatorilor care au venit pe pământ. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!